Incidentul s-a întâmplat ieri la o școală dintr-un sat din raionul Florești. Din spusele celor doi băieți în vârstă de 12 ani, ei se aflau la lecția de matematică, când un alt profesor de matematică a dat buzna în clasă și l-a luat la pumni pe unul dintre ei în fața tuturor colegilor. M-a împins și m-a pălit cu capul, apoi el a început de ce, apoi m-a început cu pumni, ne-a dat întâi în plânci un pumn, eu m-am plecat pe el cu pumni, a început să mă bat în schinare, în cap, m-a apucat de urechi și m-a pălit de bancă. Elevul susține că după aceasta a mers la directoare împreună cu un alt coleg și acolo au fost pălmuiți ambii. Pe mine e că aici nu m-a lovit de șcaf și de ișană de perete și cu pumnul e că ișană. Și aici. Îi curgea sânge din nas și vărsa. Motivul ar fi fost faptul că unul dintre cei doi ar fi arătat gesturi obscene unui alt elev care este nepotul profesorului de matematică. Eu spus că eu dat pantalonii jos, îi spune sasi, nu și acolo prostinici, prostie, dar copiii zice, nu, și toată clasa, toate fietele, zice, doamna Silie, așa ceva nu a fost. Vă sunteți profesor, vă trebuie să dați educație la copil, dar nu să ne bătieți într-așa mod. Eu de frică, nu știm și zicem și șerem scuze. Eu l-am trimis cu ieri la școală și a venit și l-am găsit în spital. Deși a refuzat să discute cu noi, profesorul de matematică nu a negat că a bătut elevii. Я не отказываюсь. Я сделал это. Не знаю за что. Так идите по. Multe detalii nu ne-a oferit nici directoarea. Eu știu că dumneavoastră ați venit după senzații tari. Ați venit la poarta mea. O trebuie să veniți până la ora cât eu sunt în serviciu și eu să-i explic care e situația. Nimic nu dau comentarii. Față de mine nu i-a bătut nimeni. Doamna Adela s-a pus pe scaun și uita în computer când îl bătea pe Daniel. Uitați-vă, mie nu-mi place că toată chestia o să fie mușa ca la televizor. Da, deși, și mi-ați venit la poartă. Nu, dumneavoastră, ca director, nu mi-a spus că dumneavoastră de arată în prezent că nu l-a bătut pe Daniel. Eu acolo nu eram pentru că a venit. Normal să-i găsim în spital, să vină să-i găsesc spital. Uitați-vă, dacă ați închide camera, eu ați vorbi mai multe. L-a bătut cu pumni în pânci, în schinare, într-o parte, capul de perete și în capul de bancă. În consecință, elevii au fost duși la spital cu suspecție de comoție cerebrală. S-a făcut craniografia, adică rentgenografia craniului, au primit tratament sedativ, îi supraveghem în dinamică, starea copilă nu întrezește îngrijorare. Părinții spun că au depus o plângere la poliție și vor ca profesorul să fie pedepsit.